Bine ați venit la noua ediție a emisiunii Fapte în Arte. Astăzi vom vorbi despre un subiect tot mai plăcut de tineri, grafica. Avem un invitat, o elevă de la Liceul de Arte. Salut, Luiz, te poți prezenta? Bună, Paula! Mă numesc Ivanese Laura Luiza, sunt în clasa 12-a și sunt elevă la Liceul de Arte Ștefan Lucian. Astăzi vom vorbi despre grafică. Aș vrea să te întreb când ai început lucrarea aceasta pe care ne-ai dus-o și cu ce scop? Lucrarea de astăzi e practic atestatul meu, e diploma mea după munca și anii de liceu. Am început-o cam acum o lună și încă e în desfășurare tot proiectul. Cum ai conceput-o? Foarte simplu, sincer. Mi-am luat elemente care mi-au plăcut foarte mult, arhitecturale, sculpturale, și am renunțat la stilul vechi să fac o schiță pe foaie și am trecut tot în Photoshop. Și mi-am făcut schița în culoare în Photoshop, apoi am descărcat fotografia și apoi a început tot procesul de prelucrare. Tu ești foarte pasionată și de arta digitală. Care sunt dezavantajele sau avantajele graficii digitale? Avantaje sunt destul de multe, dar dacă ai suficient timp și suficientă răbdare și suficientă determinare să înveți, e mult mai simplu cumva și timpul de prelucrare e din nou foarte redus. Un dezavantaj e că până să ajungi să faci artă digitală, până să ajungi să faci o lucrare foarte bună, trebuie să știi tehnicile vechi, pe foaie, cu culoare, pentru că altfel gradat pierzi tehnica ta. Și pentru că în arta digitală, în programele digitale, totul e cumva de-a gata. Prelucrarea culorii e mult mai ușoară și elementele sunt foarte ușor de pus. E o imagine, o decupezi, o selectezi, o micșorezi, o mărești, o deformezi cum vrei tu. Comparativ în desenul tradițional în care tu trebuie să faci de la cel mai mic element până la conceptul întreg de artă. De când ai început arta digitală și cum ai descoperit-o? Arta digitală am început-o din clasa 11-a, când am început să fac la școală orele de Photoshop. Bine, eu știam și înainte și am avut inițiativa să învăț, dar primul contact pe care l-am avut cu arta digitală, cred că prin clasa 7-a, mă jucam un joc, Invu, cred că știi și tu, și aveau oamenii avatare cu caracterele lor foarte mișto editat și am zis, wow, vreau și eu, cum se face asta? Și m-am interesat ce am căutat și am găsit un program și am pierdut foarte mult timp să-l învăț și n-am reușit. Pentru că nu era Photoshop, era nu mai știu exact ce. Și atunci am avut primul contact și am zis că, wow, chestia asta e interesantă, ce ar fi să mă chinui să-mi iasă și mie? Crezi că și ceilalți tineri tot merg, se apropie de grafica digitală față de pictură sau cea tradițională? Cred că da, pentru că, să fiu sinceră, la momentul actual, grafica e cea mai profitabilă. Mă refer material, cea mai profitabilă secție în artă. Și acum grafica digitală se caută oriunde, nu doar desen, ne referim la afișe publicitare, la publicitate, la foarte multe chestii unde se cere grafică digitală. Deci tinerii se apropie foarte mult de asta, pentru că pe piață se cere foarte mult asta, foarte, foarte mult acum. Și tu ai merge mai departe cu acest lucru, ai profita? Da, sigur că da, chiar asta am planificat acum că termin a 12-a. Vreau să merg la facultate, să continui pe artă, pe grafică. Vreau ilustrații de carte și animație. Cum de ilustrații de carte?
Practic, eu acum sunt la profilul de grafică. Grafica înseamnă ilustrație de carte, caligrafie, tehnici de grafică, cum ar fi linogravura, lixogravura și așa mai departe, gravuri, și cea digitală. Și pentru mine ilustrația de carte, nu știu, e prima mea dragoste și poate ultima mea dragoste, pentru că din mică am intrat în contact cu ea, de fapt noi toți, cărți de colorat, cărți de povești și tot timpul am avut imagini. Pentru că înainte de toate, un copil, ca să înveți, înainte să știe să citească, să perceapă lumea, să aibă propriile idei, cum învață? Prin imagini. Și imaginile sunt foarte importante și sunt foarte sugestive și ilustrația de carte mi se pare un mod foarte educativ, pedagogic și, nu știu, poate vreau și eu să rămân copil mereu. Propun să urmărim un material în care vorbim cu profesorul Victor Heniuc pe același subiect. Cât de mult îndrăgesc tinerii grafica? Sunt mai atrași de aceasta sau de pictură? Da, deci experiența mi-a demonstrat că s-a atras în general, în primul rând, de elevi cursanții de arta plastică, ceea ce înseamnă că sunt mulți predilecți spre pictură, dar și spre arta grafice. Acum trebuie să stabilim de la început o mică diferență între, chiar dacă amândouă artele fac parte din arta plastică, în general. Plastică ce înseamnă? Înseamnă un cuvânt care provine din grecească și care însemnează modelare. Deci se referă mai mult la pictură și sculptură. Pictura care modelează forma, dându-i impresia de tridimensionalitate. În timp ce arta grafică în general, ea rămâne biplană în general, chiar dacă unele compoziții tind să sugereze, tind să implice și a treia dimensiune. Din punct de vedere a școlii noastre, a școlii populare de artă, sunt unii care sunt atrași doar de grafică, dar iar o specificație lămuritoare o să trebuiască discutată în seara asta, pentru a face tot distincția între reală între pictură și grafică și nu distincția care o înțeleg în general tineri și cursanții noștri. Deci grafica e o noțiune mult mai vastă decât rezolvarea imaginii prin alb-negru. În ce sens? În sensul că grafica, în primul rând, se deosebește de celelalte forme ale artei plastice, cum este desenul. Desenul, el nu este altceva decât o fază premergătoare studiului grafice, deci virtuale lucrări în grafică. Desenul care tinde să fie un studiu însemnează că conține foarte multe detalii, conține inclusiv sugestia tridimensionalității, iar studiile astea, ele se fac în general după natură. Deci dacă avem o natură în fața noastră, sau avem natura obiectivă, fie în peisaj, fie în urban, fie în spațiu exterior, deci studiul care îl facem, sau desenul care îl facem, el va obține, va deține foarte multe detalii, pentru că este o fază pregătitoare pentru o lucrare viitoare. Lucrare care poți să finalizeze atât în pictură cât și în grafică. În general, grafica presupune și alte componente ale disciplinei respective, cum este, de exemplu, afișul artistic, cum este, nu știu, afișul de evenimente
cultural-artistice, afișuri de film, ilustrații de carte, copertă de carte, etc. Deci sunt foarte, foarte multe, inclusiv tehnica acuarelei. Unii interpretează că acuarela ține mai mult de grafică decât de pictură, deși apare culoarea, apare prezentă culoarea în acuarelă. În general, o a doua, să zicem, distinție sau deosebire între grafică și pictură ar fi faptul că pictura este, simplificând la maxim definiția, este arta culorii, iar grafica este arta liniilor. Ei, prin linii înțelegem linia care construiește imaginea în grafică, nu linia desenului. Deci una este linia care construiește imaginea în grafică, ea la un moment dat se contopește cu spațiul grafic, cu imaginile fie abstracte, fie figurative, în așa fel încât la un moment dat linia apare sub o infinitate de forme. Linia dreaptă, linia ondulată, linia meandrică, linia, de exemplu, în arta japoneză în general, la ei grafia asta este baza întregii arte japoneze. Cum în literatură există, în poezie există acea formă, poezie foarte scurtă, care prin două, trei cuvinte definește un sentiment sau o stare sufletească, haiku, tot așa în arta grafică a lor simplifică linia specifică lor, simplifică la maxim imaginea. Ceea ce putem deduce din studiile astea ale lor desene este efectul ăsta eliptic a liniei. Deci linia nu este duct continuu, este întreruptă, dar imaginația fiecărui contemplator, fiecărui privitor completează exact faptul că lipsește ceea ce se cheamă eliptic, linia continuă. Există o infinitate de linii în grafică, practic în limbajul graficii apar cam aceleași elemente de limbaj ca și în pictură, adică punctul liniei de bază, în pictură apare și pata care contribuie la realizarea volumului, a tridimensionalității, iar în grafică, în general, linia și punctul are rolul de bază a expresiei artistice în grafică. Dar și punctul, prin definiție, punctul în mișcare devine linie, iar punctul în grafică poate fi interpretat și ca suprafață, și ca imagine care definește un obiect sau definește o stare sufletească sau definește chiar un volum, depinzând de locul în care compoziția respectivă are nevoie sau nu de sugestia tridimensionalității în grafică. În general, grafica este lipsită de acea, să zicem așa, carnație în ghilimele, care este baza picturii. Deci pictura sugerează inclusiv structura sau textura obiectului respectiv, fie că e față umană, fie că e un măr, fie că e o natură statică cu fel de fel de obiecte. Deci atinde spre sugestia inclusiv a texturii, a materialității. Și asta o face prin pasta cromatică, prin culoare, indiferent de tehnica punerii pastei, fie penson, fie cuțit, fie deget, fie alt instrument. Ei, grafica îi atinde direct spre esența imaginii care o dorim noi să o exprimăm. Deci se debarasează într-un fel de aspectul ăsta încărcăturii, a carnației, a tridimensionalității,
mergând direct la simplificarea maximă, direct la esență sau la idee, care se transformă mai mult sau mai puțin în raport de talentul celui care o face, în sentiment și în mesajul respectiv urmărit. Deci asta ar fi în mare așa diferența între pictură și grafică. Pictura într-un fel, grafica într-un fel este mai dificilă decât pictura. Pictura o mai scaldă, așa să zic, prin intermediul culorii, care e un al doilea atribut a artei plastice. Culoarea, care la un moment dat în multe lucrări, în multe compoziții, frapează, adică îți uimește, îți ia ochii, ne urmărind în primul rând, să zicem, aspectele astea ale compunerii, ale compoziției, ale echilibrului, a proporției și așa mai departe. Ei, grafica este lipsită de atributul ăsta ajutător, să zic tot așa în ghilimele, de care profită pictura. La grafică trebuie să fii mult mai sigur pe mână și pe ochi pentru a putea într-adevăr atinge, să zic, originalitatea viziunii tale în grafică. Deci este un pic mai dificil decât pictura. Acum, în privința cursanților noștri, categoric ținând seama că studiul și la pictură și la grafică este de 3 ani. Ei lucrează practic anul întâi după area asta curriculară a școlilor populare de artă. Practic e o instruire aproape egală în anul întâi, pictura și grafică, pentru să învață mult mai mult toate tehnicile artistice, toate tipurile de culoare, toate tehnicile în sensul instrumentarului folosit. Și cursanții de la grafică și de la pictură învață și tehnica acuarelei, piut pe uscat, tehnica tușului, tehnica peniției, a pensonului, a surcelei la grafică mai ales, la fel pastel sec, pastel hard, soft și pastel bază de ulei. Abia la sfârșitul anului întâi, anul 2, se face distincția asta mai pronunțată între pictură și grafică, întrucât în anul 2 de la grafică sunt taxați mai mult pe compoziții și pe portrete, care sunt rezolvate mai mult în alb-negru sau într-o dominantă cromatică, cum e sepia sau alte tonalități. Deci cam asta ar fi legat de grafică. Nu pot să vă afirm că sunt tentați mai mult de grafică, în schimb pot să afirm că în momentul în care vin cursanții aici, majoritatea nu-și dau seama în ce constă grafica adevărată, confundând rezolvarea în alb-negru grafici. Grafica este mult mai amplă, cum am spus, deci de multe ori se poate folosi și culoarea, o dominantă, o analogie cromatică în lucrările de grafică. Se pot utiliza și tehnicile cum e linogravura, xilogravura, chiar gravura asta în relief cu imprimări, sau chiar, n-am făcut experimentul ăsta, cu prelucrarea imaginii la calculator prin diferite programe, proiecte. Bine, aspectul ăsta ultim e bun pentru dezvoltarea imaginației, pentru o creativitate care nu prea o poți considera originală. Deci una e să gândești, iar mâna să execute, și alta e când îți execută computerul.
Am revenit în studio cu ultimele idei despre acest subiect. Domnul Victor Heniuc ne-a spus în interviu despre faptul că pictura este legată foarte mult de culori, pictura înseamnă culori, iar grafica de linii și de puncte. Ce ne-ai putea spune despre acest lucru? Grafica, ca și culoare, înseamnă desen. Tehnica de lucru în grafică, acum o să încep să-ți spun termeni și apoi o să-ți explic, înseamnă lucrarea cu foarte multă apă, adică neboșă, cu laviuri de culoare, cu suprapuneri de culoare și da, cu linii, puncte pentru a da expresivitate. Comparativ cu pictura, unde culoarea este puternică, este brută și foarte, foarte puțin deformată de la nuanța ei sau în cazul în care vrem să ajungem la o nuanță intermediară de culoare, venim din nou cu o suprapunere groasă de culoare. Pe când în grafică nu e tocmai așa. Grafica e foarte apoasă și în grafică se cere un timp de lucru puțin mai mult pentru suprapunerile astea, pentru că în grafică trecerile de la lumină la umbră trebuie să se facă foarte ușor și treptat, de la un degrade la altul, pentru că într-un desen trebuie să fie 7 nuanțe de griuri. Asta toată lumea învață, asta toată lumea știe și asta e cel mai important la grafică. Îi ca un tatăl nostru pentru grafică. Dintre grafica tradițională și grafica digitală, care ți-a ajuns mai mult la suflet? Ce alegi? Pentru mine, sincer, și pentru studiul aș alege pe amândouă. Pentru că pe ambele le îndrăgesc. Pentru că în sine iubesc arta. Și aș vrea să le studiez la fel de mult pe ambele. Ca și iubirea mea o să rămână arta tradițională, pentru că de acolo am început. Am luat creionul în mână, am luat foaia și am tras câteva linii. Dar probabil pe parcurs și arta digitală o să devină una din iubirile mele, pentru că e frumoasă, e expresivă și acum mediul online și arta digitală ne oferă artiștilor posibilitatea să ne exprimăm foarte mult și să ne facem publici, să ne facem cunoscuți, pentru că, cum am mai spus, online-ul a devenit acum noile galerii de artă. Adică Instagram, cel puțin Instagramul meu, e o mică galerie de artă. Dacă vrei să mă cauți, să mă contactați și telespectatorii, Lu Președinte cu litere mici. Cu lucru 2 de uși. Recomand domeniul graficii tinerilor mai departe? Da. Eu recomand arta în sine pentru toți iubitorii de artă sau persoanele care visează să facă artă, pentru că fac asta pentru că cum eu am încercat din greu tot timpul să urmez visul și m-am întâlnit de obstacole în alegerea să aleg ce vreau să fac. Și până la urmă eu m-am regăsit în grafică și am zis că asta e casa mea, aici e sufletul meu și recomand tinerilor nu neapărat să refugieze în grafică, să încerce fiecare domeniu și să vadă pe care se mulează cel mai bine și dacă ajung la grafică să o iubească. Mulțumesc, Luiza, pentru că ai acceptat invitația noastră. Cu acestea încheiem ediția de astăzi a emisiunii Fapte în Arte și vă doresc toate cele bune!